Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Ex Libris Meis. Am vorbit despre o carte a părintelui Haralambos Papadopoulos, acum câteva ediții. Cartea se numea Când traumele se prefac în minuni și a fost foarte urmărită de dumneavoastră pe canalul YouTube Lumea Credinței. De această dată, părintele Papadopoulos ne propune o carte, tot așa câteva gânduri foarte alerte și foarte profunde, adunate sub titlul Devino ceea ce ești, poți și suporți. Un titlu incitant, trebuie să admitem. Este o carte apărută la editura Egumenița și chiar dacă totuși coperta nu este extrem de reușită, conținutul este într-adevăr marca părintele Papadopoulos, adică marca unui om viu, asumat și trebuie să recunoaștem a unui fiind psiholog. Câteva sfaturi, practic o culegere de sfaturi urgente, alerte și realiste adresate omului contemporan care este pus în fața nenumăratelor provocări. Iată, în primele pagini, părintele Papadopoulos, așa cum v-am mai spus, dar vă amintesc, este cretan, născut în Creta, un om de aproape 50 de ani. Slujește la o parohie acolo undeva în Creta, la parohia Sfânta Irina, are trei copii, este căsătorit, are trei copii și este un preot foarte îndrăgit, mai ales pentru realismul său. Are și un blog urmărit de peste 30.000 de oameni, am și urmărit și eu câteva dintre postările sale, sunt chiar dinamice și interesante. Spune așa părintele Papadopoulos, încetează să te mai chinui și nu mai chinui. Să te înnăbuși și să-i înnăbuși pe cei din jurul tău. Eliberează-te de cerința și tirania falsă a perfecțiunii. Cu toți avem această ispită. Dumnezeu știe ce poți și cât suporți. Te cunoaște înainte ca tu să fii existat, cunoaște parcursul și istoria vieții tale și n-a încetat niciodată să te iubească și să te aștepte în împărăția Lui. Nu ești perfect și nici nu vei deveni. Perfect nu este nimeni din jurul tău. Realism. Să nu-ți imaginezi că undeva cineva este absolut drept și curat, sănătos și integru. Participăm la o lume foarte frumoasă și binecuvântată, dar nu perfectă. De aceea, toată viața noastră așteptăm arătarea celor de pe urma ale planului lui Dumnezeu. Când vom începe o viață nouă de plină bucurie, unitate și dragoste. Însă, până atunci, trăim într-un trup și un suflet care cad și se ridică, care sângerează și se bucură, care când văd întunericul lor, când lumina pe care o poartă în ele. Nu păcatul este problema, ci nepocăința. Impasul nu este căderea, ci faptul că nu vrem să ne ridicăm. Nu-i paradoxal să greșești, ci să-ți accepti greșeala. Nu-i înfricoșător să te murdărești, ci să nu voiești curățirea. Iată câteva sfaturi, câteva cuvinte care merg direct la inimă, în capitolul Sparge sfărâmă, sfințește-te. Fiecare capitol are un titlu foarte incitant. Spune așa în final, sparge, dărâmă și sfințește-te. Să te bucuri atunci când cazi și să te sfărâmi când putrezești orice lucru vechi și fals din tine, căci doar în putreziciunea trecutului înflorește viitorul lui Dumnezeu. Minunat! Sau, Cugetele și elefanțelul, un alt capitol. Dacă vei încerca să te implici într-o luptă cu mintea ta, pur și simplu ai pierdut. Începe tare, trebuie să recunoaștem. Cu mintea nu începi discuții, ci doar pleci, mergi mai departe, schimbi subiectul, râși și o iei în altă parte. Nu deschidem discuții cu mintea și mai ales cu gânduri care conțin stres și frică. Și fii atent, nu vorbesc doar de gândurile rele, ci și de gândurile presupus bune. Fiindcă și acestea tot gânduri sunt, să nu cazi în capcană. Cugetele te pot înfășura în prezența lor sufocantă, chiar și în cel mai frumos ambalaj. E suficient să te înfășoare și să te sufoce. Secretul este să devii observator al gândurilor și sentimentelor tale, să nu le iei prea în serios, să nu te sperii și să intri în panică și mai ales să nu te identifici cu ele. Ele nu sunt tu. Trebuie să le vezi caracterul efemer și schimbător. Vin și pleacă la orizontul minții noastre. Dacă rămân și se înrădăcinează, e pentru că ți-e frică și astfel le închizi în tine. Ține minte că și în patericul egiptean se spune acolo undeva că monahii sunt pescari de gânduri și le sortează în funcție de
importanța și de valoarea lor pentru mântuire. În fine, un ultim citat. De asemenea, te rog să nu încurci lucrurile când citești textele ale Sfinților Părinți ai Bisericii referitoare la întristare. Întristarea și depresia, după cum știm, sunt temele secolului. Una este lipsa de dispoziție, achedia, fazele periodice și trecătoare de tristețe prin care trec oamenii, și alta, depresia clinică. Sfinții Părinți se referă la întristare și lipsa dispoziției, nu la depresie. Și chiar când se referă la acest termen, nu îl folosesc ca știința. E nevoie de discernământ și atenție când auzi și citești despre aceste subiecte. Și încheie așa, foarte înțelept, canonul rugăciunii tale este răbdarea și acceptarea vulnerabilității și fragilității stării tale psihice. Asta te va duce la smerenie, la iubire și de acolo la slăvirea lui Dumnezeu și rugăciunea adâncă. Căci un slavă lui Dumnezeu, rostit de omul bolnav, depășește cu mult sute de rugăciuni și metalii ale unui monah care este sănătos. Dragii mei, devină ceea ce ești, poți și suporți, o carte a părintelui Haralambos Papadopoulos, o carte bună de citit, mai ales în aceste vremuri. Lectură cu folos.